Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc vineri după masă în holul Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj cu două expoziții de pictură, una aparținându-i artistului Ioan Longodor, iar cealaltă fiind realizată de mai mulți artiști plastici sălăjeni. Suntem încântați să vernisăm o expoziție de artă plastică, chiar două. Una dintre ele este cea a artiștilor plastici sălăjeni și cealaltă este o expoziție personală semnată Ioan Longodor. Foarte pe scurt, artiștii care se numără pe lista expoziției pe care o vedem aici în holul acesta sunt de mai multe generații, generația mai în vârstă, generația de vârstă medie și foarte bine se prezintă și generația tânără. Sunt stiluri și subiecte variate, cum puteți să și urmăriți, preponderent pictură figurativă, dar și abstractă, grafică, un pic de artă sacră și două lucrări de plastică mică. Artiștii pe care îi puteți viziona sunt următorii: Pia Badiu, Rodica Pojar, Ramta Circ, Roger Robert, Dan Marianiste, Boiu Scotinca, Adorian Ilona, Ioan Ondodor, Ștefan Dan, Teresa Șiojev, Balai Hicaru, Ilie Știmeo, Gheorghe Ilea, Olga Orțan și Noel Baltă. Tot vineri, organizatorii evenimentului au pregătit o lectură publică la care a participat și politicianul Kelemen Hunor, manifestare urmată de un moment aniversar dedicat împlinirii a 70 de ani a poetului Viorel Tăutan, în cinstea căruia a fost lansat și un număr special al revistei de cultură Caiete Silvane. Evenimentul a continuat mai apoi cu o întâlnire a poeților români și maghiari, prezentarea antropologiei bilingve, primăvara poeziei și un recital al poeților prezenți. La final, cei prezenți au avut parte de un moment muzical poetic susținut de profesorul Fazakash Ișvan. Manifestările dedicate primăverii poeziei au continuat și sâmbătă cu un concurs de recitare din poezia maghiară și românească. În urma concursului la secția maghiară, clasele 10-12, premiul întâi a fost obținut de Cius Emoche de la grupul școlar Cehusilvaniei, iar la clasele 8-9, premiul întâi a ajuns la Balint Julia de la școala din Borla. La secția română, premiul întâi a fost obținut de Dumitrana Fiț de la Colegiul Național Silvania din Zalău. Toți concurenții au primit diplome de participare și antologia bilingvă Primăria Poeziei, apărută la editura Caiete Silvane. Premiile în bani au fost acordate de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj. Ediția 13 a Festivalului Primăvara Poeziei a fost organizată de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj și revista Hepe Hupa în colaborare cu UDMR Sălaj, Asociația Prozila și Institutul Baloși, Centrul Cultural al Ungariei Sfântul Gheorghe.